7 mai 2024 și am decis să verific o familie de producție. O familie care lucrează, care aduce mierea. Să văd cât spațiu mai are și să-i mai adaug două rame dacă e cazul. Dar să văd ce a lucrat această familie. Dacă a adus miere, n-a adus. Aici este miere. Arată bine. Vreau să-i verific și cuibul, dacă se poate. Ce-mi place e că curge din ramă, deci are nectar. Aici este o ramă pusă pentru a o întreține, e cu păstură. Această ramă mergea pus la starter. Iată ramă goală ce a fost pusă, are nectar, se vede, lucește, e bine. Mai e câte o familie din asta pusă de producție, să zic așa, ca să acumuleze miere. Iar această miere o să o dau la roiuri, la roiurile care sunt formate, vor primi miere de la aceste familii de producție, de aceea țin câte o familie din asta, arată bine de tot. Treaba lui este doar să aducă miere ca să pot îngriji. Oho, aici e ceva frumos. Ia, miere căpăcită proaspătă. Și aici foarte fain. Foarte, foarte fain. Dacă unii aleargă prin toate pastoralele, iată aici pe staționar, ce fain e, iată, încă o ramă, superbă, dacă vreau să scot miere, scoteam, uite, acum două rame din astea scoteam, nu scoteam toată mierea, nu o scot niciodată, scoteam ramele astea două și eram boier, aveam și eu ceva miere scoasă, dar deocamdată nu. În funcție de cum se aglomerează ea cu miere, iată ce fain. Și aici ai miere proaspăt. Super! Oho. Super! Nu făceam acest tip de filme, dar mă gândesc că sunt începători, mă, ăsta ce face? Doar înmulțire, doar tratare, doar îngrijire? Păi nu, uite că se poate face și miere, o familie faină de producție, cu staționar, dar ce să zic, ai nevoie de rame goale, ai nevoie de familii puternice. Iată și aici ramă, acum căpăcită. Ai, ce superb! Superb, și acum să vă arăt frumusețea frumuseților.
apa, ăsta e, 4 kg. Iată. Ăsta e superb. Superbă ramă, căpăcită tot. Aici am o Regina Becca, e un backfast. E un B24X. Superbă treabă. Mai trebuie să-i adaug două rame. Acum mă tot gândesc ce fel de rame să-i dau. Bun. Deci am aici în stupul ăsta, nu zic, dar 30 de kilograme de miere este. S-ar putea extrage. Bun. Nu știu, să ridic, să mă uit în cuib. N-aș ridica. N-aș ridica că e greu. Ridica mai patru și e greu de ridicat. Dar merge. Merge ca să văd. Cu toate că știu că nu intră în frigurile roitului. Nu ridic de tot, doar îl pasez pe stupul ăsta la alt. Îl înclin un pic. Oh, ia, ce 40 de kg ca popa. Greu. Și acum să văd, îi mut rame de jos sus sau îi aduc două rame mai goale. I-aș da jos două foițe. Aici știu că cuibul este foarte, foarte extins. Se văd a blocat. Teoretic n-ar trebui, fiindcă are spațiu în cad suficient. Și dacă e matca de valoare, duce mierea în cad. Da, aici este o ramă tot cu miere. Punem în cad. Da, e ramă cu mâncare. O să o las în cad. Și aici o să-i aduc eu două foițe. E foarte multă miere în sub. Iată, și aici ai tot miere. Te tot uiți unde e albina, mă, că de atâta miere, aici are păstură. Mă, ce, unde e albina, unde e cuibul, ce cu atâta miere la această colonie? Da? Miere, mă, are matcă. Fiți atenți, mi-e și frică, cred că nu văd matcă. Hai să scot rama asta cu miere căpăcită, o pun sus. Mă, vrei, nu vrei, aici ar trebui extras, măcar jumătate. Bă, unde-i cuibul? Să nu spui că ai rămas fără matcă și faci doar miere. Încep să cred că n-are matcă. Mi-e și frică de treaba asta. Normal își făceaia cuibul, trebuia să văd două. Trebuie să găsesc botcă. Ouăle mă interesează. Hai că sunt ouă. Mă speriase un pic. Hai că e bine.
bine, prima ramă cu, să zic așa, cu puiet. Mă speriasei să nu găsesc eu marc. Vai, vai. Câteva celule de trântori. Rama nu prea are mâncare pe ea. Are larvar, are puiet. Mă uitai după boci, să n-aibă boci. Ce de miere poate să aibă? E larvar. Ce rame urâte, nu-mi plac. Câtea celule cu trântori. Acum, după ce a dispărut mierea din coronițe, au rămas celulele alea lungite cu trântori. Dar are asigurat albina. Nu e nicio problemă. Ăsta nu cred că va intra în friguri. O să-i mai golesc, adică nu știu dacă îi golesc, că iau vreo 3-4 rame cu miere din cat. Nu poți să iei tot, că iată, săracul rămâne fără mâncare dacă iei toată mâncarea aia din cat. Extrage acolo dacă vrei, dar nu că extrag, o să iau și o mut la roiuri. 5-6 roiuri sunt întreținute fără probleme de o singură colonie de producție. Aici deja este o ramă cu păstură și cu miere. Ea își asigură totuși mâncarea în jurul cuibului. Mă uit dacă a venit matca până aici. Da, a venit și a pontat și aici. Bine. Foarte bine. Deci colonia este normală, fiind o colonie de producție. N-a intrat în friguri. Am alți jigăriți care au intrat în friguri. Aici îi dau două foi. Îi pun catul la loc, am urcat două rame cu miere sus. Doar îi dau un pic de loc la cuib, să mai aibă ceva loc. Să aduc ramele respective. Acum catul s-a făcut și mai greu. Două rame care se potrivesc pentru această dată, acolo unde am orfanizat colonia, a crescut ea foi. Și aceste foi, asta e crescută, îi dau acesteia. Astfel se va mai face loc. Așa. Și
și asta era construită un pic, o să continue lucru această colonie. Perfect, deci asta este o familie de producție. Așa arată, încă câteva zile și vin cu formic de 40%. Eu tot grade i-am zis, dar nu-i grade, e la 100. Așa, și acum să-i mut catul la loc. Am pus aici cu un stup lateral. Greu, e foarte greu. Așa. Am reușit. Bine. Mai acum are loc sus, dar vin în câteva zile, în 5 zile așa o să vin și mai eliberez. O să-i dau două foi și sus. Să-i facem loc. Ați observat un lucru, că eu îi pun folie deasupra, deci nu am treabă. Deocamdată. Încă nu sunt căldurile acelea mari. Bun. Asta e tot, iată așa arată și un stup de producție. Asta pentru cei care mă tot urmăresc și zice, mă, dar ăsta nu mai face miere. E că mai fac și ceva miere princi colo. Și vecinului tot stup de producție este. Îl verific mâine, că sigur trebuie să-i mai aduc niște foițe și nu am la îndemână acum. Până data viitoare, numai bine!